În 4 localități din țară, concomitent cu scrutinul prezidențial, se desfășoară alegeri locale noi pentru funcția de primar. Mai exact, vor fi chemați la urne localnici din comuna Chetriș, raionul Fălești, din Piatra, raionul Orhei, din satul Dubna, raionul Soroca și cei din Corlăteni, Rășcani. În aceste localități, mandatul de primar a încetat înainte de termen, întrucât primarii s-au stins din viață. Edilul din satul Dubna a decedat din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus. Valeriu Proteanu a murit la doar 3 zile după ce a împlinit 68 de ani. Astăzi, acolo, pentru fotoliul de primar vor lupta 4 candidați. Edilul comunei Piatra, Mariana Tsugui, a decedat în luna iulie în urma unui tragic accident. Un șofer beat a spulberat-o de pe drum și în această localitate, pentru funcția de primar, au fost înscriși 4 candidați. Din cauza unei boli de inimă a decedat și primarul satului Corlăteni. În această localitate, pentru funcția de primar, și-au înaintat candidatura 5 persoane. După ce, în data de 17 iulie, a încetat din viață Zinaida Deaconu, edilul comunei Chetriș din raionul Fălești, fotoliul a rămas vacant. Acum, în cursa electorală, au fost înscriși 6 candidați.